Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat până acum la acest canal și sper să ne urmăriți în continuare. Astăzi am ales să fac o etalare legată de dragoste și sper să fie pe placul tuturor și să și rezonați cu ele. Așa după cum vedeți, sunt trei cești. Și o să vă rog să alegeți una dintre ele cu care considerați că rezonați. Iar pentru început, voi începe cu ceașca numărul 1. La ceașca numărul 1, pentru cele care aveți partenerul la distanță, probabil că se va întoarce acasă. Sau veți merge dumneavoastră, dar eu cred că va veni partenerul sau partenera la dumneavoastră și veți fi cel puțin pentru câteva zile, mai sigur cred că între 3 și 7 zile, veți fi împreună. După care, bineînțeles că fiecare va trebui să-și vadă de viața lui dacă nu sunteți, dacă nu locuiți împreună. Dacă sunt persoane singure și în aceste zile va merge la o petrecere, întâlnire în familie, undeva, cu prietenii, e posibil să cunoască pe cineva nou sau să lege o prietenie cu o persoană pe care probabil deja o cunoaște, doar că până acum n-a văzut acea persoană ca făcând parte din viața ei sentimentală. Și l-a văzut ca pe un amic, ca pe o cunoștință, nimic altceva. Dar oricum, veți sta bine cu dragostea în aceste zile. Sau chiar și în următoarea perioadă. Veți primi cadouri. O persoană de R vă face un cadou. Posibil și cineva cu litera C. Dar oricum sunt cadouri pe care le veți primi și care vă vor bucura foarte mult. Pentru unele dintre dumneavoastră care cred că își doresc să primească un cățel, probabil îl vor primi. Pentru cele care sunteți în cuplu, este o perioadă în care probabil vă mai tachinează partenerul sau vă mai supără așa puțin, dar este o persoană care este familistă și nu vrea să provoace o despărțire sau ceva atât de grav. Pentru cele care probabil v-ați certat de curând cu partenerul și nu locuiți împreună, probabil vă veți împăca și va trebui și dumneavoastră să iertați și el probabil să treacă peste anumite lucruri care el consideră că i le-ați făcut și i-ați greșit. La unii dintre dumneavoastră care se vor întâlni și sunt cu partenerul în această perioadă, e posibil ca după această perioadă chiar să rămâneți însărcinate și să aveți și un copil. Este o perioadă fertilă, o perioadă bună. Vă
veți pleca la un drum. Un drum cu bucurie, de unde veți primi doar vești bune. Acolo unde există un cuplu care încă nu a fost cerere în căsătorie, e posibil ca la acest drum să fie și cererea în căsătorie. Indiferent cum este făcut drumul, este un drum cu bucurie, iar acolo unde nu au fost până acum făcute cereri, cu siguranță vor fi cereri în căsătorie. Peste 5 zile, maxim 8, cu siguranță veți afla ceva, ca și cum ați pierde ceva. Probabil că pentru cei care vine partenerul sau partenerul acum, peste atâtea zile va trebui să plece din nou și asta vă va întrista un pic. Dar ați trecut cu bine până acum și cu siguranță veți trece cu bine și peste următoarea perioadă. O literă de P care vă este alături. O prietenă, un prieten, poate chiar cineva din familie, care chiar dacă pleacă partenerul sau partenera și mai plângeți câte un pic după el că a plecat, vă liniștește. Este lângă dumneavoastră și vă liniștește. O literă de L și posibil F sau un C să vă dea o veste tristă, dar nu este o veste exagerat de tristă, vă supără puțin, e adevărat, dar puteți trece peste, nu este ceva care să vă țină negativ. Cam atât am avut de spus pentru ceașca numărul 1 și voi trece la ceașca numărul 2. Ceașca numărul 2, cred că acum, oricum zilele astea, dacă nu chiar în perioada imediat următoare, pleacă la un drum. Dar cu siguranță, dacă nu cumva ați plecat deja la drumul respectiv. Dar este un drum pe care cred că nu vi l-ați dorit neapărat să-l faceți. Dar totuși cineva v-a tras pe acest drum să mergeți undeva, cu toate că nu prea ați fost de acord. Dar oricum este un drum benefic, nu este un drum de supărare. Doar că ați fost poate mai greu de urnit. Sunteți o persoană probabil care vă place să stați mai mult pe acasă și acum ați fost pus în ipostaza de a pleca. Dar nu este nimic rău, nu este nimic, totul este bine și va fi bine în continuare. Și la dumneavoastră, din câte văd, probabil peste 5 zile, maxim 5 săptămâni, veți primi o veste care vă va bucura. Acum, în acest moment, cred că sunteți puțin supărați, dar vă trece. Nu este o supărare mare, doar că stați și vă gândiți la problema care v-a supărat. Dar nu este ceva peste care să nu puteți trece. O literă de A și un C, cu siguranță vă dau vești bune sau
veți petrece împreună. Deci, oricum ar fi, este de bine. Mai sunt unele mici neplăceri în cuplu, pentru că, până la urmă, sunt lucruri normale, dar nu sunt neplăceri foarte mari. Chiar dacă sunteți în acest moment supărați, vă împăcați și la unii, cred că pentru cei care probabil au vrut să divorțeze, cred că în această perioadă se răzgândesc și nu vor mai divorța. Probabil în prima fază pun problema copilului, dar nu este doar problemă de copii, este problemă că și ei încă mai au sentimente, doar că nu vor să-și le recunoască. Și atunci spun, ne împăcăm pentru că avem un copil. Dar nu e neapărat așa. Oricum, în această perioadă, în aceste zile, veți primi doar vești bune, veți fi liniștiți. Nu este nimic care să vă umbrească fericirea. Cam atât am avut de spus și pentru ceașca numărul 2 și voi trece la ceașca numărul 3. Ceașca numărul 3 este cam supărată puțin în acest moment. E puțin supărată mai tare, parcă n-are chef să facă nimica. Parcă nu-i mai interesează nimica. Dar va trece. Cât de curând cineva vă dă vești bune, o literă de C, culmea este în citirile de astăzi, litera C predomină. Da, și veți primi vești bune care uitați de această supărare. Ori veți merge la o petrecere, ori veți da dumneavoastră o petrecere. Dar oricum, și dacă stați acasă, veți asculta muzică, vă relaxați și vă veți simți bine și veți uita de supărarea pe care o aveți în acest moment. O literă de S care vă dă vești bune. Cred că această literă de S e puțin departe de dumneavoastră, nu este aproape. O literă de A. Dar e cu vești bune. În perioada imediat următoare, mai aflați niște vești care vă pun un pic pe gânduri, dar nu sunt vești foarte rele. Este posibil să mai aveți persoane cu care n-ați mai vorbit de mult și în perioada asta să apară cu un mesaj, cu un telefon, dar după perioada respectivă iar mai dispar puțin din peisaj, pentru că ăsta e felul lor de a fi și nu e cam greu să-i schimbați. Dar e bine că cel puțin măcar atunci în perioada sărbătorilor își aduc aminte de dumneavoastră. Veți avea o cerere în căsătorie, dar nu chiar acum. Persoana la care v-ați gândit când ați ales această ceașcă vă va cere în căsătorie, dar nu în acest moment. Mai durează puțin. Important este să nu vă pierdeți speranța sau să-l tot tachinați. Am impresia că vă cam place să-l cam tachinați la capitolul ăsta.
În dragoste stați bine și veți primi doar vești bune. Vă mai întristați din când în când, dar nu băgați toate lucrurile în seamă, pentru că dacă le puneți pe toate la suflet, atunci nu vă mai vedeți și bucuria din jurul dumneavoastră. Cam atât am avut de spus și pentru ceașca numărul 3. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc!